Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. Preconizările astrologice ale zilei indică faptul că nativii pești au în gând idei de noi afaceri, trebuie să selecteze cu grijă persoanele în care au încredere. Taurii au parte de o zi benefică plină de oportunități, iar astrele complotează în îndeplinirea visurilor acestora, iar nativii rac au parte de câteva provocări pe parcursul acestei zile. În continuare, haideți să vedem ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte. Berbec. În general, ziua va decurge fără probleme și veți primi un sprijin emoțional extraordinar pentru munca pe care o faceți. Alții sunt capabili să empatizeze cu ceea ce simțiți, bine sau rău, iar acest lucru vă face munca mult mai ușoară. Încercați să fiți toleranți la opiniile altora. Nu lăsați teama de eșec să vă învingă în această perioadă, fiți răbdători cu ceilalți și încercați să faceți compromisuri. Taur, există un subiect care vă solicită atenția, poate să nu fie ceva urgent și poate să fie ceva pozitiv, dar este bine să vă gândiți profund înainte de a face un prim pas. Zilele următoare este indicat să vă conectați la experiența și cunoștințele altora și să adunați ponturi și sfaturi utile pentru ce vreți voi să faceți. Cu ceea ce veți rămâne, vă va ajuta mult să căpătați puteri viitoare ascunse. Gemeni, un meeting sau un alt fel de întâlnire în masă ar putea avea loc astăzi la locul de muncă. Ar putea fi cel mai interesant lucru care s-a întâmplat în comunitatea voastră după mult timp. Așteptați-vă să întâlniți o serie de oameni interesanți. Evenimentele sociale, probabil legate de acest meeting, v-ar putea ocupa mult timp, aproape până la punctul de a vă epuiza. Nu încercați să faceți prea multe. Rac. Configurația planetară actuală vă poate încuraja să propuneți o întâlnire chiar dacă sunteți o persoană mai timidă. Totuși, să știți că, dacă nu acționați, șansa va scăpa. Folosiți-vă simțul umorului pentru a face o impresie corectă. Poziția de astăzi a planetelor vă oferă șansa de a ști ce părere aveți despre realitățile emoționale care nu sunt mereu ușor de identificat. Leu, ceea ce descoperiți azi vă poate da o mai mare înțelegere despre felul de a fi al cuiva. S-ar putea să fie mai mult despre o persoană decât ce vedeți și ce știți despre ea. Puteți descoperi motive pentru care vă place mai mult un om, chiar dacă îi știți prea bine defectele. Dacă un asociat este prea perfecționist, ați putea prefera să vă afirmați ferm punctul de vedere. Fecioară, un grup care vă împărtășește interesul pentru o disciplină intelectuală sau spirituală s-ar putea întâlni astăzi acasă la voi. Acesta ar putea fi un eveniment stimulant, mai ales că noii membri ar putea deveni buni prieteni. S-ar putea face o mulțime de planuri, poate pentru activități viitoare. Nu lăsați întâlnirea să dureze până târziu, veți dori să vă relaxați înainte de culcare. Balanță. Ideile voastre vor fi susținute dacă sunt puse în discuție tactic și nu prea insistent. Veți simți nevoia să vă armonizați cu voi înșivă pe fondul emoțional. Abilitatea voastră de a vă distribui timpul corect vă va aduce un mare beneficiu și recunoaștere. Noi contacte neașteptate vă vin în cale și este posibil să nu le puteți evita. Răsfățați-vă cu plăcerile voastre în timpul dimineții, seara examinați-vă întâlnirile și evaluați-vă calm noi cunoscuți. Scorpion, sentimentele pot fi intense azi și asta vă poate împinge să faceți sau să spuneți ceva despre care până acum ați avut doar gânduri. Oricum, cu asemenea energie la treabă, ați putea fi tentat să forțați lucrurile în loc să luați o decizie în cunoștință de cauză, bine informați. Nimic din ce faceți sub această umbrelă de a gândi nu vă va ajuta. În câteva zile veți vedea totul diferit și puteți lua o decizie mai bună. Săgetător, discuțiile intelectuale și spirituale ar trebui să vă aducă și mai aproape de oamenii dragi vouă. Relațiile cu un partener romantic ar trebui să fie deosebit de calde și intime astăzi. Sunteți într-o stare de spirit filozofic, așa că poate doriți să participați la o prelegere. Așteptați-vă să apară noi perspective. Cărțile, articolele de reviste și site-urile web s-ar putea dovedi de asemenea iluminatoare. Capricorn, gândiți-vă bine la următorii pași, s-ar putea să vă confruntați cu minciuni care vă distrug speranțele. Energia acestei zile vă va ajuta să faceți față anumitor sentimente pe care probabil nu ați fost pregătiți să le recunoașteți. Acțiunile neașteptate sunt cauza complicațiilor în relațiile voastre cu cei apropiați. În curând veți încerca ceva nou și diferit, mai ales dacă implică și călătorii. Vărsător, activitățile de grup dedicate problemelor intelectuale sau umanitare s-ar putea dovedi satisfăcătoare, mai ales dacă le petreceți în compania prietenilor, a unui partener sau a ambelor. Intelectul și intuiția voastră sunt ascuțite, iar interacțiunile voastre sunt susceptibile să fie plăcute, stimulatoare și pline de satisfacții. Cărțile s-ar putea dovedi deosebit de lămuritoare. Pești. Nativii zodiei Pești au parte de evenimente importante în viața lor personală, emoțiile vor fi extrem de puternice și entuziasmul lor va transforma lumea din jur. Uitați de grabă dacă trebuie să începeți sarcini noi. Sunteți încărcați din nou cu energie și veți reuși să impuneți celorlalți să vă respecte cererile. Ieșiți la noi întâlniri, nu ratați șansa de a crea parteneriate benefice.
Există multă bună dispoziție implicată în alinierea astrelor de astăzi. Avem șansa să ne împăcăm cu cineva drag sau cel puțin să ne împrospătăm relația dacă a fost neglijată o perioadă. Pe mâine!